Vă salut! 6 mai, ora e 9 dimineața. Nu știu dacă o fi mare ordinișul ăsta, dar mă gândesc că totuși au ceva cules la rapiță. Aici au scos ceva mizerie, mai ventilează câte una. Oricum nu se mai înghesuie așa tare. Asta ventilează cel mai tare. Și ăsta e cel mai slab stupuleț al meu. O să-l deschid acum. Populație Nexa. A albit un pic pe aici. Mare un pic de sirop. În asta nu mai e nimic. Sirop mă refer. Aici am siropul meu, cred. Și un pic de polen. Uita și Regina. Am ouat pe două părți aici. A ecluzionat și are puiet alb iar. Și aici la fel. Puiet așa. Regina bate frumos. De-aia mi-e și milă de ea. Uitați ramul, o bată de sus până jos. Și la fel e ouat frumos. Deci a ouat maxim, săracă. Și ultima ramă la fel. Ouată de sus până jos. Și partea de la diafragmă, la fel. Deci avem 2, 4, 5 rame ouate și pe ultima câteva celule. 5 din 6. O să-i aduc o ramă la perete cu rezerve și mai băgăm una să spargem cuib. Dacă am scos diafragma, dau o ramă de la rezervă la perete. Mare un pic de miere pe ea. Și aici, în mijlocul cuibului, îi mai dăm una bună de ouă. Și rama asta o scot de tot, pentru că e panorama din aia mică, adică e din asta, așa, din lotul ăsta. Deci cum e aici, e și aici. Și tare mă chinuie că cam scapă de pe umeraș. O să primească în continuare sirop. O să umplu hrănitoarele astea iar. Cam așa se prezint. Cel mai slăbus stup al meu. Ăsta i-am redus și urdinișul. Să nu facem alte prostii. Sper să se dezvolte. A pornit prost din primăvară, dar nu știu, cred că până la floarea soarelui se dezvoltă și el ca lume. Până la salcâm mai sunt 2 săptămâni și nu cred că se prindă. Cam atât momentan. Multă sănătate și numai bine.